Cuvintele noastre pot să ridice, să încurajeze, inclusiv pe oameni, sau pot să îi doboare. Salut! Niciodată nu știu cum să încep videourile astea, dar vreau să încep. Nu să tot amân. Tot am vrut să fac chestia asta și în ultimele zile am simțit tot mai puternic să mă apuc să fac chestia asta, pentru că nu avem de unde să evoluăm dacă nu începem de undeva, părerea mea. Și puteți să spun că este o serie de devoționale. Ce îmi doresc foarte mult este să fie un devoțional plăcut, genul îți iei o cafea și stai la povești cu mine. Mie personal îmi place să urmăresc pe Instagram sau pe social media, îmi place să urmăresc oameni reali. Și când zic real, mă refer oameni care își arată cu adevărat viața, toate luptele dintr-o viață, toate trăirile, bineînțeles există și lucruri private, dar mă refer nu doar content de, oh, perfect Instagram live sau, nu știu, îmi place autenticitatea. În ultimul timp mi-am dorit foarte mult și am început să lucrez în direcția creșterii unei comunități pe contul meu. Dar mi-am dat seama că greșesc în modul în care puneam lucrurile, pentru că lipsea cel mai autentic și cel mai important aspect din viața mea. Acela fiind viața mea dedicată lui Hristos. Așa că vreau cu acest video, și acum ăsta e un intro, dar vreau să încep o serie de devoționale. Eu personal sunt genul de om căruia Duhului Sfânt îi vorbește pe parcursul săptămânii lucruri. Sunt sigură că foarte multe persoane pățesc asta, dar ce îmi place cel mai mult e că tot timpul duminica, atunci când ajung la biserică, mesajul are răspunsurile fix la întrebările pe care eu mi le-am pus pe parcursul săptămânii sau lucruri pe care Duhul Sfânt a început să mi le arate. Întâmplarea face că fix așa s-a întâmplat și duminica asta. A început să povestească despre întâmplarea cum Elisabeta a rămas însărcinată cu Ioan Botezătorul, pe care foarte multe lume cred că îl cunoaște, mă rog, nu-l cunoaște personal, dar a auzit de el. El a fost cel a cărui destin a fost să netezească cărarea lui Iisus Hristos. Și suntem într-o perioadă în care urmează Crăciunul și Crăciunul ce este nașterea lui Iisus Hristos. Partea interesantă a fost că atunci când Elisabeta a rămas însărcinată, a fost în vârstă și ei ca și cuplu nu au crezut că asta se va mai întâmpla. Și a venit îngerul Gabriel și le-a spus, veți avea un fiu. Problema e că Zaharia n-a crezut. Și din cauza că el nu a crezut, el fiind tatăl, el nu a mai putut să vorbească până când fiul chiar s-a născut. Și asta a fost lucrul pe care, unul din lucrurile care au fost scoase în evidență duminică în mesaj. Și m-a pus pe gânduri, pentru că mi-a răspuns exact la lucrurile despre care mă gândeam săptămâna trecută. Și anume, hai să spunem că e titlul devoționalului de astăzi, că în vârful limbii noastre stă puterea de moarte și de viață. Decât să rostim lucruri ce sunt din familia necredinței, a îndoielii, a morții, mai bine să nu vorbim deloc. Mi se pare un challenge extraordinar. Pentru că e greu. Eu personal sunt genul de om căruia îi place să spună lucrurilor pe față. Nu îmi place să mă iau pe ocolite sau să pun zahăr pe deasupra la ceva doar ca să fie mai ușor primit. Bineînțeles, nu intenționez să rănesc oameni cu intenție, dar uneori adevărul doare. Și eu sunt genul de om care îi place să zic adevărul un pic prea mult. Nu știu dacă e o calitate sau un defect, dar adevărul este că de multe ori eu spun lucrurilor un pic prea pe față. Poate că ar trebui să nu mai zic chiar așa, dar e un lucru la care lucrez. În schimb, ca să zic și o referință foarte faină din Biblie, mi se pare că pasajul ăsta spune cel mai clar despre puterea morții sau a vieții din vârful limbii noastre. Respectiv din Matei 21, începând cu versetul 18 până la 22, care spune așa:
Dimineața, în timp ce se întorcea în cetate, lui Iisus i s-a făcut foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a dus spre el, dar n-a găsit în el decât frunze. Atunci i-a zis, în veac să nu mai iasă rod din tine. Și deodată smochinul s-a uscat. Ucenicii s-au mirat când au văzut acest lucru și l-au întrebat, cum de s-a uscat smochinul așa deodată? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu numai ceea ce am făcut eu smochinului, ci chiar dacă ați zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare, s-ar întâmpla întocmai. Toate lucrurile pe care le cereți cu credință în rugăciune, le veți primi. E foarte fascinant pentru mine. Când te gândești că noi putem să rostim lucruri precum soțul meu niciodată nu face nu știu ce, eu nu sunt suficient de bun să fac respectivul lucru, mai bine nu mă duc acolo că parcă văd că o să fac un accident cu mașina, mai bine nu conduc. Sunt tot felul de lucruri negative pe care noi putem să le rostim. Spre exemplu, dacă mănânc asta, o să mi se facă rău. Sunt cuvinte care par foarte inofensive și nu sunt. Ce nu conștientizăm noi este că atunci când noi rostim lucruri cu gura noastră, ele au putere. Ele dau drumul în lumea spirituală anumitor lucruri să se întâmple. Și nu mă refer că hai acum să începem să zicem o să primești bani, o să primești bani, o să primești bani și o să primești bani. Nu vorbesc despre superstiție aici, ci despre viață și moarte, credință sau necredință. Încurajarea mea practic pentru devoționalul ăsta de astăzi este să încercăm să avem grijă ce rostim. Să încercăm să nu mai rostim lucruri negative peste noi sau peste familiile noastre, peste copiii noștri, peste soții, soțiile noastre sau peste oamenii din jur sau peste anumite situații, ci din contră să încercăm să vorbim în credință. Pentru că cuvintele noastre pot să ridice, să încurajeze inclusiv pe oameni sau pot să îi doboare. Nu zic să fim absurzi și să ne folosim de cuvintele astea crezând că e ceva putere mistică în ele, dar să fim conștienți că la fel cum și atitudinea noastră se schimbă cu privire la un anumit lucru odată ce începem să rostim lucrurile în credință sau chiar în necredință, la fel și lucrurile respective se schimbă. Asta m-am gândit și asta am avut pe inimă săptămâna trecută, cât de important este ce rostim și cum rostim și cât de important este să nu ne pierdem în necredință sau în îndoială sau în tristețe sau în supărare. Da, e normal să trecem prin tot felul de situații. Dar Iisus Hristos a spus că să îndrăznim, pentru că El a biruit lumea. Aia înseamnă că la El este putere și pace. De asemenea, zice că vă dau pacea mea. Nu cum vă dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima. În Iisus Hristos este pace. Dacă sunt lucruri care te frământă în viață, Iisus Hristos știe deja și așteaptă ca tu să-i zici ajută-mă și o să te ajute. Dar, în general, e bine să avem grijă ce rostim și să fim conștienți de puterea care este în ceea ce noi rostim, asupra noastră mai ales, că de foarte multe ori noi peste noi rostim lucruri mai urâte decât le rostim peste alții. Da. Cam asta ar fi primul devoțional sau prima întâlnire din acest Devo Series. Aș vrea de asemenea să închei cu o scurtă rugăciune. Doamne, rog ca cel care ascultă sau cea care ascultă acest mesaj să primească revelația Ta, revelația Duhului Sfânt legată de puterea morții și a vieții din limbile lor. Mă rog, Tată, ca Duhul Tău cel Sfânt să meargă peste inimile lor și să aducă pacea Ta acolo unde e necesară pace,
să aducă vindecarea ta acolo unde e necesară vindecare și să aducă înțelepciunea acolo unde e necesară înțelepciunea. Îți mulțumim pentru aceste cuvinte, îți mulțumim că tu ne vorbești în fiecare zi și mă rog ca prezența ta să meargă în casele fiecărui om care vede acest video. Îți mulțumim, în numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Sper din suflet să fie de ajutor acest mic devoțional și sper să fie tot mai bun cu fiecare video. Pentru mine e ciudățel să vorbesc așa singură, dar totdeauna am multe de zis și Domnul vorbește multe și cred că e foarte egoist din partea mea să le păstrez doar pentru mine, având în vedere că sunt lucruri ce ar putea să ajute pe cineva și pentru mine asta e cel mai important lucru posibil. Vreau să știu că pot să ajut pe cineva cu ceea ce eu am primit. Așa că this is it. Așa dau eu mai departe ceea ce am primit și dacă ai stat până aici, apreciez și îți mulțumesc pentru răbdare. Pupici!